Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Invitatul meu din această seară este domnul Ion Barbu, consilier municipal. Bună seara, domnule Barbu, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara, bine v-am regăsit. Domnule Barbu, o informație de ultim moment vehiculată, neconfirmată însă în mod oficial, spune că noul director al Regiei Autonome Municipale, după demisia domnului Tacea, ar fi domnul Gubandru. Sunt tot felul de informații care ar trebui să te sperie ca pretendent la o asemenea funcție cu privire la RAM, însă iată că se pare că domnul Gubandru și-a asumat-o sau urmează să-și o asume. Ați fi prevăzut o asemenea conducere pentru Regia Autonomă Municipală? Sigur nu. Nu pentru că domnul Gubandru este deja un om care a deținut funcții multe politice. Nu spun că nu este pregătit, Doamne ferește, profesional pentru a conduce o societate, nici vorbă de așa ceva. Dar nu mă așteptam la dânsul. Poate că prin așa cum îl știu, nu este un om care să taie în carne vie, deci nu-l cunosc așa. Ori acolo la RAM trebuie luate niște măsuri destul de radicale, deși este foarte târziu, măcar ca să poți să activezi ceva, un interes al populației și să scoți un pic la suprafață marile probleme care au fost în timp create acolo, să fie cunoscute de populație, pentru că ele chiar au fost problemele respective, să reorganizezi. Nu știu dacă va fi totuși cu un efect pozitiv, dar măcar trebuie făcut ceva și dânsul ar trebui să facă toate lucrurile astea. Mie mi-e teamă că nu și le va asuma, nu va avea curaj să le facă. Deși așa ar trebui pentru o perioadă, ca să poți să demonstrezi primăriei și nu numai că sistemul ăsta la un moment dat poate avea cheltuieli mai mici, trebuie să iei niște măsuri. Măsuri, din păcate, destul de dure. Asta, din punctul meu de vedere, la poate situația... La ce fel de măsuri vă referiți? Păi, sunt și lucruri care de câte ori le discutăm sau de câte ori discutăm situația din RAM, mulți respectori din cunoștințele pe care au ne dau telefon și spun da, dar sunt în această societate foarte multe persoane care au venit aduse politic. Relațiile cuiva. Și care nu și prea au avut obiectul muncii. Pe parcurs acestor oameni le s-au creat niște locuri de muncă. În niciun caz, direct, în punctele termice, pe rețele, ci doar în birouri. Am mai separat cu un paravan o cameră și au mai creat un birou, deci numai în locurile care nu sunt direct productive. De asemenea, s-au creat tot felul de mici structuri în cadrul regiei, care la fel au fost sesizate de cetățeni și care chiar, așa cum le văd și eu, nu își prea aveau rostul. Sunt, de asemenea, am spus-o și eu, dar știu și mulți dintre buzoieni, sunt mulți juriști acolo. Nu știu ce sens ar avea să ții în funcția asta de juriști 4-5 angajați, dacă nu chiar mai mulți. Deci, poate că și aici trebuie luate niște măsuri. Este adevărat, aceste măsuri în ceea ce privește schema organizatorică nu ajută regia foarte mult. Chiar a zice eu că nu ajută la momentul ăsta chiar deloc. Dar ele trebuie luate ca să poți să încerci să demonstrezi ceva. Să demonstrezi ceva că dacă reduci cheltuielile pe anumite planuri, s-ar putea sistemul, regia, să mai aibă niște ani de funcționare. Pentru că nu poți, indiferent cât s-ar încerca, nu poți să reduci, să închizi regia dintr-o dată. Nu poți, sunt atâtea lucruri de făcut înainte. Exemplul cel mai elocvent îl avem la Galați. Galațiu, care și-a asumat prin conducerea primăriei în 2016 măsura radicală, iar la începutul lunii noiembrie am aflat că în Galați sunt școli închise, sunt mii de elevi care stau acasă și au stat cu săptămânile. Eu sper ca acest lucru să nu se întâmple și la Buzău. Iar nu director de la RAM, ca să venim în discuția asta, cred că este director interimar, nu cred că este
nou director care va rămâne. Deci nu știu, poate că nu e interimar. Dar eu așa am informație că este totuși interimar. Și dacă e așa, sper, pentru că e omul pus tot de domnul Toma, nu l-a adus altcineva. Știți că în ședința de Consiliu Local chiar este membru și în Consiliul de Administrație și atunci am pus întrebarea, directorul comercial poate deține și o funcție, și a zis că nu e nicio problemă, bine, nu numai dânsul, și secretarul primării poate să fie și membru în Consiliul de Administrație, dar și director comercial. Ei, acum e foarte bine, adică cum să zic, nu e o problemă, dacă este director general, sau direct, cred că așa se numește, director general la regie, poate fi și membru în Consiliul de Administrație, asta da. De-a lungul timpului însă, domnul Gubantru ne-a obișnuit ca numele domniei sale să nu fie asimilat unui eșec. Indiferent care au fost acțiunile și activitățile domniei sale, nu s-a vorbit de un eșec pe linia pe care domnia s-a activat. Mai există vreo șansă ca dumnealui să poată salva în vreun fel ramul? Cred că nu. Șanse mari să salveze ramul nu sunt, dar măcar niște măsuri pot fi luate care să țină într-un fel sau altul o parte din cheltuieli sub control. Și în același timp nu aici cred că trebuie să încheie asta cu dacă ramul va mai exista sau nu. Ci mai degrabă noi avem niște bănuieli și bănuielile astea sunt cam de mult timp scoase de în spațiu public. Adică relația asta între producător și ram. Producătorul a vândut cât a vrut, ramul a cumpărat tot ce i s-a vândut. Că a mers. Adică, la urma urmei, chiar dacă era o datorie, trebuia acoperită cumva cu împrumuturi considerate subvenții. Ați văzut câte greșeli au fost făcute când în anii din urmă s-au plătit cantități mai mari decât chiar alea supraestimate sau mai degrabă ieșite din calcule, mult mai mari decât în realitate, ele au fost depășite prin bunăvoința conducerii primăriei de la vremea aceea și s-a plătit mult mai mult decât era normal să se plătească. De asemenea, subvențiile primite de la stat, în baza documentațiilor trimise de la Buzău, de la regie și de la primărie, au fost aceste subvenții, au fost foarte mari. Acum, problema majoră a regiei este că, an la rând, politic, nu s-a luat nicio măsură în ceea ce privește ținerea într-un echilibru a prețului către populație cu prețul real al gigacaloriei. Și s-a ajuns acum să nu, efectiv, să nu mai poți face față, pentru că sunt datorii din anii din urmă, neachitate la ANAF și sunt destul de mari sumele respective, sunt de asemenea datorii pe care primăria Buzău le-a creat ca urmare a împrumuturilor în bănci și iar ele și acelea trebuie achitate și mai vine și plata subvenției pe curent, care înseamnă iar destul de mult. Va avea oare domnul Gubantru capacitatea să negocieze altfel cu producătorul? Eu sper să o facă. Adică să plătească doar ce are nevoie, nu cât se considere că se livrează de către producător. Adică să aibă posibilitatea să-și contorizeze în totalitate cantitățile de energie termică pe care le consumă în oraș. Pentru că sunt într-adevăr probleme mari și acum, fiindcă din această postură pot să-i readuc în discuție ce am zis și în ședința de Consiliu Local, cred că n-ar fi rău măcar pentru iarna asta să aibă grijă să ia din nou în calcul verificarea tuturor punctelor termice, a conductelor de transport, a pierderilor după rețele, a pierderilor care se văd cu ochiul liber în punctele de branșament, unde sunt conducte dezizolate și sunt în aer liber, unele să și văd. Și am dat exemplu eu în ședința de Consiliu Local, conductele care alimentează sala sporturilor, undeva sunt ieșite în afară și sunt dezizolate, iar conductele au dimensiuni foarte mari. Toate aceste pierderi înseamnă enorm la nivelul municipiului Buzău, că știți destul de bine
De câte ori s-a discutat de ce fel de pierderi sunt, că sunt pierderi financiare sau pierderi tehnologice, ni s-a răspuns evaziv, a zice eu, pentru că oricum situația e cunoscută, dar nouă ni s-a spus așa, că sunt într-adevăr pierderi tehnologice, iar alții au spus, nu domnule, sunt pierderi economice. Ele nu prea bat. Atunci când s-a făcut un audit cu ceva ani în urmă, s-a constatat că, de fapt, pierderile astea, care înseamnă că plătești mai mult decât livrezi populației, sunt în jur de 30%, dacă nu chiar mai bine de 30%. Și este enorm. Vom vedea ce se va întâmpla. Suntem curioși să vedem dacă domnul Gubandru va ieși și cu un plan de management pentru regia autonomă municipală. Poate domnia sa va reuși să găsească o soluție sau să ducă societatea către o cotă de avarie, eu știu, în cel mai lent mod posibil, astfel încât buzoienii care nu au posibilitatea așa foarte repede să-și monteze o centrală de apartament să aibă timp să facă acest lucru. De asemenea, domnule Barbu, director, nu avem și la compania de apă, v-am aflat cu toții. Întrebarea pe care ne-o puneam noi însă era dacă domnul Tescaru își va activa clauza cuprinsă în proiectul managerial al domniei sale, clauză ce spune că în cazul în care ar fi îndepărtat de la conducere, să primească 10% din profitul companiei. Dumneavoastră ce credeți? Ce se va întâmpla în perioada următoare cu compania de apă? Așa cum am văzut în ultimii ani, lupta aceasta pe care a dus-o fără menajamente domnul Tescaru și, a zice eu, nerespectând până la urmă buzoienii, a fost una care a atins extremele. Și spun asta gândindu-mă doar la faptul că și-a angajat o firmă de avocatură destul de costisitoare pe banii companiei pentru a-l susține pe el în interesele care le avea. Implicit banii buzoienilor. Vis-a-vis, da, în interesele, în raport cu primăria, cu conducerea primăriei. Indiferent ce ai gândit ca om atunci când ești în fruntea unei societăți, care societatea este publică, nu e privată, indiferent ce ai gândit, nu poți să ajungi până acolo, din punctul meu de vedere, încât în momentul în care acționarul majoritar, populația orașului, nu e de acord cu tine, atunci când a aflat în ani populația orașului că, de fapt, ți-ai luat ca și salariu sume foarte mari, sau, iar venituri la sfârșitul anului, ca urmare a îndeplinirii criteriilor de performanță sau indicatori de performanță care ți le-ai propus cu un consiliu de administrație care l-ai numit aproape, deci clar că din punctul gândit așa lucrurile, cred că va fi în stare să ajungă și acolo încât să activeze această clauză. Întotdeauna când discutăm despre compania de apă, că am văzut că se fac foarte multe greșeli spunând, acuzându-i pe oamenii din compania de apă. Nu, este o diferență foarte mare între veniturile celor care lucrează efectiv, muncesc pe traseele de investiții, ca să zic așa, ale companiei, și în toată infrastructura asta din oraș și nu numai, salariile acelor oameni sunt foarte mici. Chiar de multe ori m-am pus întrebarea, văzându-i pe unde lucrează, dacă este corect, dacă este real ce spun ei. Au ajuns până acolo oamenii, eu necrezându-i, să-mi arate fluturașul. Au venit la un moment dat și mi-a arătat fluturașul. Și am rămas perplex, pentru că în momentul în care nouă ne-au fost prezentate bugetele, atât de către conducerea ramului și companiei de apă, ni s-au prezentat salariile medii. Și așa ieșea bine, adică la peste 3.000 sau în jur de 3.000 de lei. Atunci era normal să te gândi că la 200 sau 700 de angajați să-ți iasă un 3.000 și ceva sau în jur de 3.000 salariu mediu. Este clar că cei care sunt în frunte fiind puțini nu pot să debalanseze atât de mult salariul mediu și să-l ducă spre 3.000 de lei. Lucrurile nu stau chiar așa. Adică sunt foarte mulți în regie, în companie, care au salarii foarte mici. La nivelul salariul minim pe economie. Deci, revenind, speram că aici lucrurile, cel puțin odată cu schimbarea directorului, se plece, să meargă într-o direcție bună.
Pare-se că nu e așa. Pare-se că nu e așa. Am avut ședința de Consiliu Local unde, sincer, am ieșit un pic dezamăgiți, cei care speram la o relație mult mai bună, adică aia între cetățean, plătitor de apă, și cel care conduce acea societate. Păi de ce? Pentru că la o primă ieșire a doamnei Săvulescu în presă promitea chiar că undeva în 2019, cel mai probabil după jumătatea anului 2019, este foarte posibil ca prețul apei să scadă. Asta așteptam și ne doream cu toții. Noi vroiam în primul rând să vedem că dânsa, venind după atâta, după discuțiile astea interminabile legate de salariul monstruos, a zic eu, al directorului companiei de apă, salariul, veniturile, că salariul era una și veniturile la sfârșit de an erau altele. Deci mă așteptam, din respect, încă o dată, față de Buzoieni, să spun, eu nu mai îmi stabilesc sau cer Consiliul de Administrație să ia în calcul alți parametri, ca și indicatori de performanță, și salariul să rămână salariul, că asta nu e o problemă, salariul nu e mare, dar indicatorii de performanță să fie alții. Adică să nu iau la sfârșitul anului fără a depune un efort prea mare, că să fim sinceri, de efortul foarte mare nu e ca să fii conducătorul companiei de apă. De ce? Personalul tehnic își face treaba. Pe partea asta de atragerea banilor europeni și de implementarea proiectelor, sunt alți oameni implicați și, în mod special, Consiliul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Iar compania este operator regional. Are o implicare, dar nu este una, într-adevăr, decisivă. Este posibil ca odată cu începutul anului 2019, implicit un nou an bugetar, noul director al companiei de apă să lucreze și la acești indicatori despre care vorbeați dumneavoastră? Corect, așa ar fi. Numai că am avut ședința asta de Consiliu Local unde pe ordinea de zi la materiale suplimentare a fost doar o solicitare din partea conducerii primăriei de a da acordul pentru voturile care urmau să fie date în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Și m-a surprins un lucru total neplăcut, unde ni s-a cerut să fim de acord să se voteze împotriva a două proiecte, de la ordinea de zi. Și neștiind despre ce este vorba, am întrebat directorul companiei de apă și ne-a spus că este vorba de localitatea Florica, unde se fac niște investiții acolo, ar trebui să se facă niște investiții, dar conducerea comunei are un alt proiect, un program pentru asfaltare și compania de apă nu se poate încadra în termenul până la care să. Eu așa ceva n-aș putea să admit niciodată, să fiu de acord să se voteze împotriva realizării unor proiecte sau investiții care vizează introducerea rețelei de apă și de canalizare și după aia la un an poate să se spargă, așa, să se facă asfaltare și după la un an să vii să introduci apă în localitatea respectivă. Este total anapoda. Eu nu știu cum sunt încheiate aceste contracte, dar tare mi-ar fi plăcut să aud că în toată această perioadă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară găsește soluții împreună cu operatorul regional ca lucrarea să fie demarată. Iar în momentul în care începe proiectul cu asfaltarea, să fie rezolvată problema cu apa și canalizarea. Să fie deja terminată problema, corect. Da. Avem un telespectator în telefon. Alo, bună seara! Bună seara, să rămână! Vă ascultăm! Pentru domnul Barbu, în legătură cu restaurantul de pe insulita al lui domnul Vrase, dânsul s-a întrebat sau cineva s-a interesat, dânsul unde deversează apa reziduală, inclusiv la toaletă din insulita aia? Eu nu cred că are pe sub lacul ăla vreo conductă sau vreo canalizare, n-am văzut. Știe cineva să ne dea un răspuns sau a verificat cineva? Nu sunt convins, dar nu este rău că sesizați dumneavoastră și să încercăm la mediu să vedem sau la sanepid. Dar putem să-l abordăm direct pe domnul. Da, dar este și celălalt restaurant care tot acolo, unul lângă altul și nu știu ce e acolo. E pe pământ, ai e putea pământ. Să te gândești cumva că are o legătură subterană. Da. La insuliță e destul de greu. Trebuie să fie o conductă vizibilă.
Oricum, trebuie să verificăm ceea ce se sesizează și să vedem ce răspunsuri ne dau. Ne dă chiar cel domnul care are restaurantul respectiv. Este singura dumneavoastră întrebare? Păi asta, în primul rând, am văzut dezbaterele vis-a-vis de restaurantul ăla cu autorizații, cu nu știu ce mai departe. Dar și asta ar fi o problemă. Sigur că da. Parcă acolo și nu oricine se duce și deversează, nu știu... La întâmplare, așa. Foarte bine păi punctat. Păi să se intere eventual să ne dea un răspuns, nu știu, să ceară. Păi da, cerem oficial. Da, da, da. Exact. Mulțumesc. Vă mulțumim tare mult pentru intervenția noastră. Extrem de binevenită această sigur. Observație. Cred că au mai fost buzoieni care da. Ar fi avut astfel de întrebări. Bine, e drept că până la urmă, acum referindu-ne la Parcul Crâng, urmarea răspunsurilor primite de grupul consilierilor PNL din partea primăriei în momentul în care a cerut lămuriri cu privire la cele două construcții, cred că nici unii dintre noi nu ne-am fi așteptat ca situația să stea chiar la acest, da. La acest nivel. Și este chiar incredibil. Sper ca pe viitor alte documente să apară, dar documente legale. Adică, într-adevăr, cine avea puterea de decizie, Consiliul Local, să fi decis și documente respective să nu mai fi fost la îndemâna celor care au făcut documentația din primărie. Dar mi-e greu să cred că cei din primărie puteau să pună la dispoziția consilierilor locali în urma unei adrese oficiale, doar o parte dintre documentele care le-au găsit ei acolo în arhivă, iar pentru o altă locație să spună pur și simplu niciun document. Adică este incredibil din punctul meu de vedere. S-a încercat a se invoca această situație cum că ar fi documente depuse, dar că nu v-au fost oferite? Categoric nu. Mi s-a spus, astea sunt. Astea sunt toate documentele care au fost și ele sunt arhivate, adică nu e nimic care să fi fost... Ați fost surprins și în momentul în care ați primit aceste documente? Este incredibil. Deci una știam și alta am găsit. Sunt documente care, unele dintre ele, într-un anumit moment au fost semnate doar de primar și de personalul tehnic din primărie, nici de cum de să fie trecute prin Consiliul Local anumite prelungiri de contract. Să înțeleg că nu există nici măcar autorizație de construire? Așa scrie în toată documentația, în tot ce am primit acolo. Deci sunt documentele toate primite și unele din ele chiar nu au ce trebuie. Deci avizele respective din partea Consiliului Local. Din ce ni s-a pus și nouă și ne-ați pus la dispoziție și din ce reiese dintr-o parcurgere sumară a informațiilor, printre rânduri destul de mare stă scris cum că ar fi cumva, adică cam așa ni s-a părut, un cadou al fostului primar Boșcodeală pentru cei doi oameni de afaceri. Da. Adică oricare dintre noi am încercat să obținem insulița din Crâng și să ne facem... Sau haide să nu vorbim de insuliță ca să nu considere administratorul respectiv că facem referire strict la domnia sa. Mă duc și solicit chioșcul acela din lemn, din Crâng, unde cânta odată fanfara, da? Vreau și eu să-mi deschid acolo un restaurant, n-am nici autorizație, n-am de niciunele, dar până la urmă mi se acceptă să funcționez cu un preț absolut derizoriu. Sigur, așa este. Lucrurile așa par asta din citind documentele care ne-au fost puse la dispoziție. Și ieri am văzut pe un post local de televiziune reacția unui coleg, consilier local, care l-a acuzat pe colegul meu Ionescu, Constantin, că atâta cât a fost viceprimar nu l-a preocupat lucrurile astea. Păi dacă o să vă uitați, în perioada 2004-2008, când domnul Ionescu a fost viceprimar, nu există nici un document, adică să fi venit vreodată la primărie, să ia vreun aviz, vreo aprobare, nu a fost deloc, nu a venit niciunul dintre patronii acestor societăți pe la primărie. Iar din 2008 până în 2012, când au apărut din nou aceste documente, nici măcar consilier n-a mai fost domnul Ionescu. Adică, doamne ferește, nu vreau să iau apărarea, dar vreau să fiu corect atunci când dăm informațiile și în același timp colegilor care mai apar pe la televizor să se informeze înainte de a vorbi. Mai avem un telespectator în telefon, foarte pe scurt, pentru că intrăm în pauza publicitară. Bună seara! Bună seara, Neagu mă numesc și am și o întrebare. Vă ascultăm, domnule. M-auziți? Da, vă ascultăm.
Dom'le, cine se ocupă de strada asta Transilvaniei, care e către Veneția? De asparto, a traversat acolo lângă, la ieșire, după bere acolo, și nu au mai asupă, dom'le, de două săptămâni acolo. Să făram cauciucuri, gente acolo. Deci trece toată lumea pe acolo, dar nu vede nimeni. Am înțeles. Este singura dumneavoastră problemă pe care vreți să o ridicați în această seară? Exact, pentru că am tăiat un cauciuc și am fărămat o geantă acolo. Mulțumim tare mult, o să rog pe domnul Barbu să vă răspundă și eventual să ducă mai departe petiția dumneavoastră. Domnule Barbu, strada clar aparține de primărie. Lucrarea nu se știe, nu știu, cel puțin eu nu știu la acest moment de cine ar putea să fie făcută. Înțeleg că este o lucrare în apropiere de fabrica de bere. Sunt mai multe traversări. Mai multe traversări pentru, cred eu, ori pentru gaze, ori pentru apă, dar cred că pentru gaze. Știți ce? Și știți, oful meu. Adoptăm în Consiliul Local nenumărate regulamente. Punem aproape oamenii în situația în care să creadă, doi ăștia n-au altă treabă decât să facă regulamente, să ne interzică, să batem covoare, să scuturăm, să punem rufele la uscat, nu știu unde. E, nimic din, sau toate aceste regulamente, așa cum am spus și înainte de a fi adoptate și continui să spun permanent, ele rămân doar pe hârtie. Ce vreau să zic? În ultima, știu eu, luna iulie, dacă nu mă înșel, s-a adoptat în ședința de Consiliu Local o hotărâre, un regulament în care se spunea că din momentul ăla cine nu respectă readucerea la situația inițială a drumurilor publice va primi amenzi usturătoare. În proiectul respectiv, și știu cu certitudine acest lucru, a fost inclus inclusiv un model de afiș care ar fi trebuit pus în locul în care se lucrează. A fost prezentat modelul pe toate posturile locale de televiziune. Aproape că mă speria ideea că să vezi câte amenzi vor fi date, pentru că multe din lucrările de refacere la situația inițială erau preluate sau sunt preluate de Urbis. Urbis care la momentul ăla când apăruse proiectul, chiar nu avea timp, avea multe alte lucruri de făcut. Și atunci mă întrebam eu, pot să exonerez obligațiile pentru aceste lucrări, că vezi, doamne, Urbis ar avea multă treabă și nu poate. Nu, poți, respecti regulamentul, toată lumea este obligată să respecte regulamentul. Corect. Și eu trec de două săptămâni pe Transilvanie zilnic și constat că nu se întâmplă nimic. Deci nu se acoperă, rămân acele șanțuri permanente în grija noastră celor care trecem pe acolo să evităm cât de cât trecerea foarte dură cu cauciucurile pe acele. Păi ridicați și dumneavoastră problema, o să vrem și noi să domnul Ionuț Apostu că dânsul. Corect. Și o să putem oferi un răspuns telespectatorului nostru. Domnule Barbu, stimați telespectatori, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră.